Constanțenii au participat în număr mare astăzi la slujba de la Catedrala Arhiepiscopală. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a fost săvârșită aici de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Se cuvine să ne apropiem cu mai multă hotărâre, cu mai multă îndrăzneală, cu mai multă căință, cu mai multă jertfelnicie, cu lacrimi, cu postire aspră, cu dragoste, cu bucurie de Dumnezeu, care este plinirea tuturor dorințelor noastre. Și întocmai ca Tatăl care aducea pe copilul lunatic, să ne aducem și noi înșine sufletul nostru, pe copiii noștri, pe cei dragi ai noștri, pe vecinii noștri, pe prieteni înaintea lui Dumnezeu. Aici să venim cu adevărat în smerenie, știind că suntem lipsiți pe din lăuntru de darurile lui Dumnezeu. Să-i cerem lui Dumnezeu să vină cu bunătatea sa, cu iubirea sa, cu harul său să poposească înăuntru nostru. Ca în fiecare duminică a Postului Mare, mulți dintre credincioșii prezenți s-au împărtășit cu Sfintele Taine. În cadrul slujbei a fost oficiată și o hirotonie întru diacon.